Bună ziua! Emisiunea Interviu cu Sorocenii, alături de noi îl avem pe domnul Tudor Panici, inginer mecanic, o persoană care ani buni a activat, în special la Soroca, dar nu numai. Despre asta vom vorbi, dar să începem cu rădăcinile, sau cum spun la Vărâncău, cu izvoarele. De unde vă trageți? De cui sunteți? Suntem dintr-o familie din satul Vărâncău, pe vremea ce era Ionul Vertujene, cum ai Soroca, județul a fost. Cine au fost părinții, bunii? Părinții și bunii au fost băștinași din, de mai multă vreme, adică nu sunt în perioada imediat care se cunosc eu de când se află acolo. Cunoaște mai multe lucruri, dar trebuie încă o dată verificate, poate pusă la punct și atunci putem să vorbim la concret, dacă să fie așa, dar așa din vremurile străvechi, adică ne tragem din familie de Panici, de Talmaci, adică dacă să luăm așa Fâșcă, Cozaci, toate au avut influență, adică bunei lui tatăl meu, adică părinți, bunei mei de pe tată, bunei mei de pe mamă, adică damă-s patru familii, știți, unite. Asta, am crescut cinci copii, eu sunt al patrulea, mai am un frate mai mic, e cincilea, cinci copii. Părinți cine v-au fost? Părinții au fost lucrători de rând, adică au fost lucrători în sat, au lucrat pământul după ce au fost în colhoz. După ce au stat la pensie și-au plecat în lumea celor drept, fiindcă erau și de pe 10-12, adică anul de naștere a lor. Cum le spune? Părinte, tata meu era Ion, mama Zina, Zinaina, Zina, Zinica, aia așa, n-a ce-i face, viața e. Câți copii ați fost, sunteți în familie? În familie am fost cinci copii, trei surori mai mari ca mine, pentru o perioadă de 5 ani, unul după altul, adică 5 ani, încă o soră, 5 ani, încă 5 ani eu. Și 2 ani, ultimul frate. Ne bucurăm, am fost o familie unită, toată vremea am ținut unul la altul, adică nu au fost probleme în privința colaborării ca neamuri, ca familie, ca ajutor și pro, ca cine ce trebuie să facă, cui ce trebuie să-i aparțină, nu a fost niciodată pus problemă la noi. Asta. Noi am recunoscut tot cine trebuie să fie, știți cum, să zice, cel mai mic copil trebuie să aibă tot, ceilalți așa, fiindcă niciunul n-a rămas acasă, fiindcă să fim alături de părinți, numai sora mea cea mai mare, ea a îngrijit de părinți mai mult. Asta a fost istoria noastră în satul Vărâncău. În copilărie, surorile aveau și rol de dacă, înțeleg, că părinții nu erau acasă. Cum? Asta e natural, 5 ani. 5 ani, asta e una cu 15, alta cu 10, alta cu 5. Când am început să înțelege, ele erau și de dacă, și educator, și te mai strângea la un col dacă mai încurcai ceva, știți cum, adică bunul simț, bunul simț. Asta a fost cel mai important, fiindcă și ele respectau și mă impuneau și pe mine, adică să nu mă duc departe. Mai încurcau ceva pe la școală, veneau acasă, o făceau pe învățătorul, fiindcă eu eram ultima, de unde, cine se descă. Ea citește, ea încearcă să scrie. Multe lucruri interesante am prins de la dânsuși. În primii ani de școală nici nu era interesant, că multe lucruri le știa. Și nu era interesant școala pentru mine, undeva pe în clasa a treia, spre sfârșit. A patra am început să-mi dau interesul, fiindcă au apărut lucruri noi. Așa, mă rog, a fost un copil, nu pot să zic, n-am făcut nicio o șoate ieșită din comun, să spunem așa, da, ca toți copiii, da, încotro. Și la cereșe, și la flori, și la scaldat, și la mai multe. În ce parte satul a trăit?
partea satului se numește Goloșei. Mai sus de școală, mai sus de unde trebuia să fie grădinița cândva. Mai sus de, în parte din dealul, spre dealul Nverioce. Partea de însorită, primăvara venea de vreme. În schimb, Săniușul era o plăcere, că de la deal la vale aveam aproape un kilometru. Era Săniuș, nu șaia. Era și zăpadă? Nu că era, dar era zăpadă în disperare, pentru că în clasa a doua mergeam cu un copil din care eram colegi de școală, colegi de clasă, și suluri de omăt, cum se făceau așa, și partea asta noi ne-am suit, când în partea de el s-a prăbușit. Ei, m-am speriat, am chemat pe un om, ne-a ajutat să ieșim. Când ne-a văzut învățătorul, spune, da, voi de unde v-ați luat? Repede, încălzit niște lapte acolo, niște... Ne-a mai... Era sobă, cum e pe vremuri la școală, era sobă, încălzirea era prin sobă. Și asta a fost cel mai punct, dar noi, cum să nu ne ducem la școală? Trăiem noi departe unul de alt. Ce faci? Adem la școală, cum e vreme? Disciplină. Asta e. Ați avut noroc să trăiți în unul dintre cele mai frumoase sate din Șpitorești. Cum era Vărâncăul din copilăria noastră? Dacă veneai din partea dinspre Zăluceni, adică din satul avea o priveliște foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Casele acoperite nu avea treabă chiar. Erau care cu olane din beton, care cu șifere. Adică cu... Dar erau niște locuri, adică se vedeau niște case vie, adică erau vopsite, nu numai în alb, la noi în sat erau și alte culori, erau pus colturile sau ceva, erau vopsite în albastru, culoare albastră sau sinie. Senilită. De la toți evreii care aduceau în sat, schimbau pe rufe, da, schimbau pe rufe și ultramarin. Toată lumea cumpăra înainte de Paște, era o nebunie, înainte de hram, încă mai dracos, fiindcă de două ori pe an se făcea o curățenie generală în casă, scotea toate lucrurile. Cum era pe vremuri. Ce ajutam și noi, ce... dar fără copii, mama nici nu mai dovedea dacă mai eram și noi. Toată lumea. Noi țineam, duceam, mai... Ei, cu lucruri, dar adică era un ajutor. Fiecare știa, puneai împărătarele înapoi pe perete, țintele erau bătute. Nu era lucruri grele, știi. Acolo un covor îl punea mama cu surorile, care erau mai mari. Fiecare avea locul lui în care nu se încurca unul cu altul, știi. Trebuia apă. Trebuia să aduce apă în disperare. Fântâna era departe? Era problema. Ei, nu era. La noi în sat nu putem să zicem. Putem să spunem de adâncimea fântânelor în sat. Dar nu a dus lipsă de apă, adică să mergi zeci de metri, sute de metri, până ajungeai la o fântână cu apă. Toate fântânile. Și s-a demonstrat. Mai pe urmă, când au început să apară alte lucruri, fântânile au început să iei. Dar și la noi fântânile au fost fântâni de toată și izvoare, vremea. Și izvoare. Dar de izvoare nici nu vreau să vorbesc. Asta iarna, când mergea la iarna la spălat rufele, când era înainte de Crăciun, acolo era, se făcea lucrurile astea sara. Nu știu de ce, dar așa spre sara. Toate femeile veneau la gârlă, la iad. Erau pietre, era maio. Ei le băteau, noi copiii tot care ajutam la adus rufele, la o caldare. Era adică mai multe ustenile care trebuia să le folosești pentru... Aveam o prăjină pe care spunea hainele, mă rog, adică toate rufele care erau acolo. Noi ne jucam pietriș, aruncam în apă, apa nu mai îngheța niciodată, apa era multă, era caldă,
măcar că era frig afară, niciodată nu înghețat. Asta era, așteptam cu nerăbdare, știi, când mirosul de haine scoasă de afară, de la frig, adus în casă. O, giruite, o plăcere, da, 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 o plăcere. Casele la dumneavoastră în sat, ca și în regiune aceea, au interesat așa un fel de prispă cu frontoane, mai deosebite decât alte persoane? La noi, noi, la noi nu e prispă pe care se dormea vara. Aia era la alte sate, da, la multe sate. La noi nu, nu se practica. Nu se practica, în schimb ușa nu se închidea, știi? Înainte vremii ușa puneai la cerdac acolo, la părtiță, puneai o mătură, știa că noi ne minecați, știi? Păi iată prispa aia, cerdacul ăla mic, cum se mai spunea, cerdacul ăla mic, care doar cât ușa, frumos și cu frontonul ăsta deasupra ei, da, frumos. Asta da. E tradițional pentru satul vostru și pentru satul de regiune. Da, da, la noi cerdacul era care dormea. Noi, da, dar ne-au cumpărat un pat, când eram vara, dormeam afară. Era radio, teatru la microfon, așa, așa dormeam sub cupcea, sub altă. El povestea. Vocile de aur. A, eu îl imit câteodată așa, că n-am nepoței, îl țin minte cum el așa vorbea, știți cum așa e. E ceva care, cu adevărate amintiri, știți cum. Până cresc mai mărișor. Ce rol a jucat Nistru în copilăria dumneavoastră? Nistru, ce rol? Nistru, pentru noi era toată vremea, adică nu eram, aveam lipsa lui într-un fel, fiindcă pe vremuri când eu eram, era cânepa și trebuia de otopit, asta era cam 10 zile, în toată ziua trebuia să ne ducem să ridicăm, să dăm mai la adânc, mai în față, fiind scădea nitru sau adăuga apa și trebuia să o mute dintr-o parte în alta. Noi copiii ne adunam, ajutam la unul, la altul, la altul. Noi ne scaldam, noi, adică noi aveam grijă, veneam, tata ce, precis cât o lata, era tochilă, le zice așa, precis cât o pieta e controlat. Da, 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 eu, ia că am pus cremene, ce era acolo, mai prindeam câte o plătică, mai era pește, era altceva. Prinsul peștelor chiar vă plăcea sau din când în când așa, doar ca ocazional? No, e, prima dată eu, la 7 ani am început. Încă n-aveam 7 ani, trebuie să mă duc, încă eu sunt născut, adică era 7 ani și ceva. Și primăvara m-am dus la pește cu 2 băieți, erau niște ghețari, adică puneai o scară de la drum și alt scară era care dă de drum pe malul apei. Era gheața la noi, mai ales cotul. Și era gheață foarte, era poate și la 2 metri și ceva. Uneori acolo nici se bloca de la gheață, așa e practic. Bloca la cot, da, da. Și asta, și am prins prima dată, am aruncat eu unde, cu așa o stăruință, am băgat eu un cățică de râm acolo. Ei, când a ridicat în sus, când pun mâna, când au spatele, era tot alt fel de pești care acum nici nu mai este netru, știți? Erau zgaroi, chișcare, știți? Sele și mi-a părut că e un șarpe și a zis, lasă mai că este cel mai bun. Aveam un băț, îi băgam pe un ureche, adică, și îl tăneam în gât, că n-aveai unde acolo, era pământ, era gheață, era. Și așa, toată ziua. După aceea, mergeam toți copiii mergeau la pești, toți copiii mergeau. Ați avut noroc să prindeți poate vreun somn? Știu că erau cândva niște. Somn, nu. Era primăvara când făceau producurile astea care mari de gheață, acolo se adunau toată lumea, prindeau pește, mai puneau navoade, mai puneau, au scos un somn de 2 oameni, adică cu coada de la fatca asta mare, care așa, și coada era, avea 48 de kilograme, așa. Cel mai mare pește care am văzut eu în viața mea, de nitru, am participat acolo. El era cam o leacă asfixiat, știi, că nu-l mai prindeau ei, era puternic.
cred că a fost așa în forță el cum. Așa o leacă, el era asfixiat și cu niște cărligi, cu, o scos pe mamă, o și l-a băgat. Am toți copiii până în marginea satului, l-am dus acasă, știi? L-ați trecut, da? Da, ei erau o groază de copii, știi? Merge fiecare, ia uite băi, badea Ceala, badea Nichita, badea Nicon. Nicon și badea Nichita, doi oameni. Ei au fost cei mai și s-au dus, s-au părțit acolo, cum nu era problemă. Asta, interesul s-a pierdut, dar că nu a ajuns la o gradă. Care era de obicei meniul tradițional, să-i spunem așa, într-o familie la mijlocul secolului trecut, ca la dumneavoastră? Nu erau ca acum pizza, sușă și altele? Nu era. Eu, de când mă țin minte de copil, adică în toată sâmbăta scocea tot satul. Dacă trebuia să fie sâmbăta o sărbătoare, scocea vineri. În cuptor, cu lemne? Da, cuptor cu lemne. Scocea pâine, scoceau plăcinte, învărtite, să mai băgau o oală, două de... Ce era? De găluște, de varză, dacă era vreme de iarnă. Vară scăzută sau... Mâncare era. Adică noi, sâmbătă și duminică, la noi mâncarea era... plăcinte. Soția mea e de la Ungheni și când am venit cu dânsa acasă, bineînțeles că sâmbătă. Ei, am prezentat-o așa și zic, ia că mâncăm. Am mâncat noi, trece o oră, de zicea, când o să mâncăm? Știi? Eu zic, dar pe voi ce-am făcut? Zic, am mâncat. Ei, ce asta e mâncare? Dar m-am dus-o la sora mea, trăia în sat acolo. Și acolo, adică, o mâncat el ce a avut de... Ce avea sorme acolo, dar adică mâncare, altceva dictat. Toată lumea nu știe. Toată lumea știa cât pâine trebuie să facă pe săptămână, ce lante, adică... Era pâine la magazin, dar era, nu știu cum să vă zic, nu era tradiție. Nu era tradiție sau... Să o cumperi. Să te duci, să o cumperi, asta să o cotezi, că nu ești gospodină, nu ești gospodară, adică n-ai grijă să ai o pâine. Pentru ca să ai pâine trebuie să ai făină, n-aveai ulei, trebuie să faci ulei, trebuie să ai răsărit. Trebuie să ai, adică, trebuie să ții un porc, trebuie să ții niște oi, ca să ai brânză, trebuie să ții o văcuță. Și vacă și tot, eu de la 5 ani. Am început, când am plinit 5 ani de zile, tata m-a dat încă un nene, eram nene bătrân. Și mă rog că vaca noastră era, de acum nu era tânără, ca zburdalnic, știi cum. Era liniștită. Eu îi dădeam o bucățică de pâine, eram cel mai bun prieten. Tăiem așa bucățele, cum bucățelele de zahăr. Le puneam în buzunar și cu dânsa numai. Dumana, hai vin încoa, se întorcea de acolo, venea înapoi. Și, adică, n-am, pășteam vacile, adică, între pihat, între, era, orice hat, pihaturi, dacă era o vacă numai, și o țineam din scurt, și moșneam fiecare, el m-a îndruma, știi, că eu nu mai puteam să... Trebuia să știi vremea, cât e oara, apă, să ne ducem, mâncam, făceam. Adică el era tuturile meu 100%. Mulțumit. Fiindcă el povestea diferite lucruri. Eu n-am de știa pe de rost, știi, 2 ani de zile, când însă am păscut vaca până în clasa 7. Adică până am plinit 7 ani. Și el m-a început a povestea. Nu, aici nu e așa. Ei, atunci nu a fost așa, amu-i așa. Și iară de la început, știi? Adică... La câte clase ați plecat? La Soroca, la școala numărul 1? A, după ce am terminat în Soroca, la Vărâncă 8, am venit în clasa 9-10 aici. Era unii, acum colegiul pedagogic, fostă clădirea colegiul pedagogic? Da. Asta numai zemsă era mai frumoasă decât școala noastră. Niște scări, niște auditorii, făcute... Ce să vă spun, taman, ele erau spațioase, adică, dar erau și
Alta era aer, era cu totul altceva decât într-o școală unde e jos 30 de copii. Toți răsuflă, adică 45 de minute și la repaus nu toți fug din clasă jumătate sau a treia parte. Poate rămâne, știi? Și e altceva. Da, profesori, asta era... Da, mulți profesori care erau foarte buni? Nu erau foarte buni, asta era ceva care... Și nu știu, nu am cuvinte, știi, să zic, știi, erau niște oameni inteligenți. O parte cu studii la Iași, o parte cu studii buni în țară? Nu, numai la Iași. Noi am Lea Brown, am terminat Sorbona, Samson Isaac, Viena, Universitatea din Viena, matematica, Lea Brown, franceză. La Iași, la București, Boris Alexandru Bizrodne a terminat școala de înalt studii maritime la Sankt Petersburg. Erau oameni care niciodată nu căutau să te prindă, ai învățat, n-ai învățat. Se termina o temă, era un extemporal pentru 5 minute. Fiecare, noi, fiecare învățător ne privenea să aveți toată vremea o foiță cu voi, adică nu ne mai împărtă. Numai intram în clasă, eu patru variante, ca să nu pot copia, și ne dădea diferite întrebări care erau esențiale pentru să vadă dacă ai însușit sau nu ai însușit bine. După ce s-a uitat, spunea, erau, după, în fiecare zi, mâncam la cantină, și la fără 23, la 20 ca regulă, cam 20 așa se termina lecțiile. Până mâncai, puțin repaus, după ce era facultativ. Și acolo se adunau copii din toate clase, nu numai. Fiecare arătai foaia și el povestea așa, 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 spune, cine are ea ca... El m-a uitat și vedea ce teme trebuie să ne... Și noi ne spunea ia, ce trebuie încă o dată să repetați. Note de 2, practic, nu spuneau, știi. Nu spuneau note de 2. Și asta ne-a învățat să fim cinstiți unul față de altul. Și dacă ieri am răspuns, înseamnă că azi mâine nu mă întreabă, trebuie să-l întreb pe altul. Sau poate te prindă, știi, așa, nu a fost niciodată, niciodată. Ceea ce m-a mirat foarte mult faptul, știi, de... Vorbiți o română frumoasă. Unde ați cultivat-o? Acasă, aici, la școala numărul 1, la Politehnica din Chișinău? Unde ați, fiindcă una, mai puțin, nu văd rusizmi, văd... Cum să-ți spun, adică noi, în sat, nu au fost, au fost rusizmi, știi, care le folosăm, știi, dar le folosam, fiindcă așa toată lumea le folosa, dar nu au fost alte... Nu au fost alte influențe, știți, grădinite noi n-am avut, adică creșe sau ceva așa. Am crescut fiecare în mahala lui, cu copiii de mahală, acolo ne jucam, acolo ne era primele lecții de bărbăție, de securitate. Deci româna practic de acasă, ce au, asta o... Nu, numai, nu poți de acasă, aici, în școală, am avut și învățător care învățătorul, să-i zicem atunci, cum se spunea, de le moldonea, de român. Ioan Nicolae Bandac, așa l-am prins, adică nu pot să zic Ion Nicolae, dar Ioan Nicolae Bandac. El l-a întâmpinat pe scriitorul Mihail Sadoveanu. Când a fost la Soroca? Da, când a fost. El l-a întâmpinat. Și cu primarul de Soroca. Nicolae Soltuz, atunci era. Eu nu pot să zic, dar eu știu că el ne povestea nou lucruri. Când ajungeam la temele, el ne povestea lucruri de astea, știi? Și multe care noi, multe lucruri care, adică, nu ne trăgea atenție, că asta a fost bine, că asta a fost rău. El ne povestea cum a fost, ca un fel de istorie a literaturii. Și fiecare își făcea concluziile după
cât material cenușul are, știți cum așa, adică fiecare, nu te impunea, chiar că toată lumea trebuie să mergem așa sau așa. Îți dădeau informat. Cu limba, eu v-am spus, eu chiar așa, când am intrat, eu, noi am din clasa noastră, am intrat în primul an, 4 copii la Institutul Superior de Învățământ. Mi-ați plecat la Politehnică, da? Da. Și am început, v-am zis, am început de acolo și în limba rusă, fiindcă nu știu de ce, adică așa am fost. Am mai fost eu, dar ca un copil, știți cum, am nimerit în altă lume, dintr-o dată într-un mediu în care toți au grijă lor, nu prea, las că învăța, las că trece, las că fi bine, până la urmă totul va fi bine, știi? Păi totul va fi bine, dar ne întrebă. Eu am venit aici să învăț, adică n-am venit să trec 5 ani ca să văd ce s-a întâmplat mai departe, știi? Și acolo iar am vedea ce s-a întâmplat. Eu am venit să învăț. Cu atât mai mult, tata cam dur cu mine a fost, fiindcă el zicea să mă duc la un colegiu. Eu, când m-am gândit eu așa cu mintea mea, că 5 ani și apar mata și am să vin iară 5 ani la Politehnică, mă, eu vroiam să fiu Institutul Superior. Încă nu știam Politehnică, dar vroiam Institutul Superior de Învățământ. Fiindcă am învățat destul de bine, adică eu am avut numai 3 de 4 în școala numărul 1 din Soroca, dar noi... Așa, cele... Adică așa a fost. Tot a fost foarte bine. Și ca să o termin repede, m-am zis, mă duc eu la colegiul la Soroca. Nu știu, așa mă... Mi-am abătut, știi, ideea, dar eu dacă... Totul încăpățânat. Dar cred că oricine, dacă n-ar fi încăpățânat, lăsăm pe mâine și până la urmă unde ești. Nicăieri, știi? Adică ori trebuie să stai, ori trebuie să rezolvi. Așa e normal, eu gândesc pentru orice, mai ales pentru un bărbat, dar și pentru orice. N-are treabă, adică specia omenească trebuie să decide ceva. Ori. Și vin aici unde, lângă școală, mă duc la ospătărie, dacă gara era unde e poliția acolo. Da. Și de acolo nu mai dau drumă. Vin, că acolo, mai frate, mă întâlnesc cu conducătorul de clasă. El a rămas încriminit. Și Mihail Paulci m-a achitat. Doi învățători de matematică. Ce costă e? Eu cu o mapă așa verzui, parcă am o văd. Nu puteam vorbi, știi, și de rușine, și de... Știți cum... În mine a intrat așa un... Că sunt om de nimic, adică că eu... Damă, nu m-am ieșit din școală și nu pot obține nimic, știi. Și mai nu ne-a dat lecrimi, dacă să vă spun ce este. E să uitați, deci... Ce s-a întâmplat? Cineva te obișnuiești, ce s-a întâmplat? Dar îi spun, zic, ia ca în limba rusă, zic, eu, cum ați dau examen? Vine, m-a chemat în cancelar. Taman, directorul de școală, Foma Petrovici. Oi, da, Cușner. Eu, în 2 ani, am avut 3 directori. Întâi Chiroșcă, și Aptacu, și apoi Foma Petrovici. Ei, dar nu, așa s-a schimbat, am luat pal. Dar n-are treabă. Și aceam, Tacu de la... Ne-a citit puțin chimie, pe 10. Erau specialiști în materie. Vorbă nu era. Și Boris Alexandru Bezrodnă i-a învățat împreună cu Rădăuțan. Directorul la Politehnică. Da. Sună-mi ea. Dumnezeu așa o vrut, știi? În momentul acela, el era în cabinet. Știi cum? Aici trebuie să suni, de exemplu, 101, da, acolo, băr, de 3 ore, n-ați fost fir, s-a închis, mai asta încercați odată, adică mai comandați odată telefon.
Eu vorbesc. Bună ziua, Serghei. Măi, noi învățam copiii, că eu eram încă, stăteam acolo în cancelare. Aici, Mihail Fiodorovici Plotean, conducător meu de clasă, stătea lângă mine, zice, tu să nu fugi, nu te tergi, tăta să iei. Și așa, la zice, și îi spune, știi, toată istoria. El zice, dacă am fost, a vrut să intru și la dânsă. Dar secretara, cum să zice, mă fotbolist, știi, fotbal de la... A, e dită, și așa, te fac. Știe Moldovenea, adică românească, dar tot n-am s-o băgat. Ei, când a venit adăuză, m-a văzut dintr-o dată. Niște turtișoare, cafea, ceai, nu vreau eu nici ploara, nu o să iau la dânsă. Dar nu era o delegație, nu știu ce, m-a ieșit el. Am intrat el, a, tu ești mai panic, mai, da, pe Boris Alexandru, pe mine așa să mă provozească, da. Și zice, du-te la lecții, învață, zice, săptămâna asta noi o să rezolvăm. Și a făcut, o adunat din toate grupele care se învățau obiectele generale. Nu avea treabă că ai tu profesia una sau alta sau a treia. După anul, la anul 3 se începea de acum să înveți concret obiectele profesionale. În domeniul frigului, în domeniul industriei alimentare, energetică sau acolo așcherea metalilor sau altceva. Dar ele erau obiecte generale care trebuiau învățate în diferite. Și ne-au unit de mai multe grupe, au făcut o grupă. Și am stat noi, moldoveni, cu ștampilă, da. Mi-ați ales inginerie mecanică, în special în industrie alimentară, da? Da. De ce? De unde e această... Doamne, părinții mei tare vroiau să, zice, să mă duc de doctor. Sindromul ăsta, că doctorul sânge, pentru mine, știi, asta era ceva care, încă acolo mai povesteau că te duci, acolo în subsol, acolo plutește, nu știu ce. Nu era pentru mine ceva, adică din domeniul care plăcut pentru mine, știi. Și nu am vrut, dar m-am gândit, tot am înhalat albă în sâmblă, dar așa m-am gândit. Și am, nu m-am pus nimic la care, păreri de rău, poate. Ei, dar mă rog, în viață... N-ați regretat mai târziu că, uite, am ales asta? Niciodată. Mașini și aparate, industria alimentară, MAPA, da. Era și atunci... Nu pot să zic, am învățat cu plăcere toate. Eu chiar am învățat, adică nu vreau să mă laud, adică... După note, după respectul profesorilor care erau, după colegilor care... Înaintea mea, numai la... când a fost distribuția, adică... Apoi atunci așa era că starosta, secretarul organizației consumoliste și sindicalistul, trei mergeau primii, așa legeau. Și eu primul din tot restul, știi, că n-aveam încotro. Dar erați în Comsomol, în toate? Frate, cum să-ți spun, era și... Da, bineînțeles. Eu nu regret pentru asta, fiindcă poți face lucruri bune sau lucruri rele, fiind sau nefiind, și în organizație, și în... Adică dacă faci așa cum îți cere sufletul sau cum te duce mintea, cum capul, să mai spune acolo, trebuie și așa și așa, dar nu te dai să iei capul la om. Sau tu ești mai patriot ca mine. Eu nu pot înțelege, știi, că în așa unde se declară. Eu sunt cel mai mare. Cum tu ești? Te cântărim, te arătăm. Nu, că eu așa... S-a măsurat. Această perioadă a coincis cu faptul că ați făcut cunoștință cu viitoarea soției? Asta tot mai tot, că de altfel apoi terminam institutul și mă... Dar n-am vrut să rămân la catedră, fiindcă mai pe acolo, fiindcă iară cămin, iară macaroane. Eu vreau să mă duc în industrie, la producere.
Pentru mine asta era ceva, era vroiam. Iar că asta, alții sistem. Mulți, foarte mult, chiar și din colegii mei, care băieți care erau așa, știi, sistem iau, știi, 3 ani de zile trebuie să te duci, că după ce eu vreau numai în Chișinău, eu vreau, păi, omul înfrumusețează locul. Nu locul îl faci pe om ca să fie el cel mai cel. Poți vezi. Și unde ați cunoscut? Proverbă. Și m-am dus, adică am luat din tot ce am văzut eu acolo. N-am vrut la vinuri, la de-astea. Am dus în industrie prelucrare la laptelor. La Bălț, la asociația lapte din Bălț. Obiunienii mă lucră, asociația lapte din Bălț. Erau 5 întreprinderi, inclusiv și Bălțul. Toți specialiști, erau specialiști foarte buni. Și în Bălț eu n-am vrut că era glot. Eu de glot mă tem, tatălui meu. Adică eu dacă aș fi undeva să-mi facă, pe unde aș face întâi și întâi să-mi facă să fie... Să nu calci pe glot, da, să nu fie... Nu m-am cimentat, adică, dar trebuie să faci, să crească niște iarbă, pui niște prundiși, adică din orice situație poate înșet chiar așa, știi, să mergi pe... Era toamna, când am venit, am, că am fost, am avut militare, ca mai am primit gradul de locotenent. Și am făcut aplicație militară, adică la Tarutin, la Șorochilan, două luni jumate, am fost cu toată lumea. Am fost, am dat examene, adică am îndeplinit toate cerințele care erau legate pentru ca să ne declare prin ordine, adică gradul de locotenent. Mă rog, a venit, era glos, mi-am bălț, eu zic, unde mai este în afară? E prima o directriță, Zenaida Fiodorovna Cebacova. Deci tu ești primul mai care nu zice că vrea să rămână în Bălt, dar să duce în provincie, știi? Ia ca la Râșcani. Și m-a dus la Râșcani. 4 ani de zile, la fabrica de brânzeturi, era tot în asociație, ca mecanic. Am lucrat 4 ani de zile și aici, la Florești, s-a închis fabrica pentru reconstrucție pentru 2 ani de zile. Era o groază de lapte. Ei, din membrii colegiului, mecanicul, șef al ministerului, Procopieț, Antoni Vladimir, zice, era un evreu, terminase la Galați tot industria alimentară. Și-a venit el la Râșcani, ea nu una altă, m-a mai cercetat el așa și zice, ascultă pe mine, ia că eu mă duc la colegiu și o să dau propunerea ta pentru că ați trimat inginer șef la Sorocu. Era, zice, numai dacă îți dai consentământul, nu să zici că nu să vedem ce zice soția, și apă nu vrea soacra, și apă nu vrea bunel, așa sau nu așa. Eu zic, dar totuna trebuie să mă gândesc. El zice, o oră, eu mă duc până la Lipcani, până vine înapoi, de o oră o ieșit el pe 4, până să ajunge pe vremea ce, 60 km, tot până la Lipcani, poate ești. Și acum nu s-a dus ca să zic ea că aici e oraș, să întoarce, n-a fost, s-a dus tot. Cu lucru, la Lipcani era tot o fabrică mare. Când înspre seara vine, dar să terminat ziua de lucru. El vine acasă la noi, zice, asta e soția, da. Ia că și-i spune și ei pătărani, evreu, știi. El era evreu de naționalitate. Vorbea românește pe 10. Am vorbit noi, bine. Și o dat ordine, minister și am trecut la Soroca. Am lucrat eu aici 2 ani. 2 ani și puțin. Era lapte,
Primeam peste 350 de tone de lapte. Asta aproape. Dar unde se afla? Tot acolo unde e acum sau aici unii liniela, în zona asta? În 71. Aici unde e liniela, fabrica s-a închis și s-a deschis fabrica aceea. Cred la Sorocaba. Da, aici erau două. Unde e Cimbriciuc, acum atât aceea. Acolo era fabrica de pâine. În partea asta era fabrica de lapte și îndată pe colț ăla unde e, unde se construiește o clădire aceea, care nou, cât etaj, nu locul, mai știu, cu nou, da? Acolo era o loimită. Uh-huh. Noi am trecut totuși pe un element important. Unde și cum ați făcut cunoștință cu soția? Că ați ocolit, ați ocolit și ați luat altă parte. Da, e, poate, da, e corect. Adică ea a învățat la mecanic tot, nu știu ce i-a dat în cap, dar mă rog, și la mecanică și femeile, fiindcă sunt instituții de proiectare, sunt, este de lucru, sunt, adică nu numai, dar chiar și la, chiar și să fie de linie, chiar un inginer tot, cu timpul te șlefuiești, adică cu toate că sunt și subtilități. Și m-am însurat chiar încă la institut, eram curs 5 de termen. Ne-am însurat, ne-am dus împreună la Rășcan, de la Bălți ne-am dus la Rășcan, că eu d-am precis știam unde. Și am lucrat acolo. Dar cum v-a atras atenție? Prin ce v-a atras atenție? Era mai frumoasă, mai interesant, nu? Cum se zice? Noi toată vremea, știi, cum zici să nu știi, e mai frumoasă, e mai urâtă, dar așa trebuia să fie, cred că, știi? Și era o femeie, sau adică era o fată, care cu 3 ani mai mică ca mine. Cum îi spune? Tamara. Și sunt bucuroasă, că ne-am făcut cunoscut una alta, cum... Ne-am făcut cunoscut bun. Okay. Și după aia am cerut, o zis, nu știu ce, că așa, na. În ianuarie, magră că era frig afară, tot în roche de mireasă umblat. Unde? Adică noi n-am făcut nuntă, n-am făcut, dar ne-am înscris în Chișinău la... Stare palata civilă, acolo, chiar la palata de într-o joie. După aceea a venit la cămin, am făcut așa cu grupurile care, a lor, a ei, a mea. Ne-am cerut voie de la decan, de la toată lumea. Și am făcut în ospătărie. Mă rog, 3-4 ore după... Am făcut așa o masă și... Ba da, proastă. Nu e nevoie. Ați lucrat să aveți o experiență mare și la Soroca, și la Florești, și la Rășcan, dar se vorbea nu de mult, acum câteva luni, că uite, nu prea există brânză în plăcintele cu brânză. Da? Brânză? Brânză în plăcintele cu brânză. Plăcintele cu brânză nu prea sunt cu brânză, da. Cu brânză, dar câtă brânză există în brânza care se vinde din ziua de azi? Nu ați cunoașteți procesul și tot. Fiindcă uneori te uiți la componente și cam nu știu, nu înțelegi dacă acolo este brânză sau mai mult ulei vegetale. Vedeți cum în brânză, în toate brânzeturile, adică dacă le, așa, sunt lucruri bune, fiindcă brânzeturile îți micșorează volumul de lapte, pentru că să-l poți păstra. În primul rând, de atâta sunt procese tehnologice în care noi le aplicăm pentru ca să putem păstra brânza. Iată, de exemplu, dacă e parmezan, și 10 ani poate să stea, știi? Cât stai mai mult, cât este mai scump. O spargi cu ciocanul, în schimb, poți o pui la bancă în gaș. Restul brânzeturilor, adică sunt brânzeturi cu pastă tare, cu pastă semitare și sunt brânzeturi proaste, da? Care sunt. În brânzeturile astea, adică ele pot fi făcute din lapte, pot fi făcute din lapte cu adausuri din lapte de soia, de mai altceva. Ce se vehiculează acum, nu pot spun
Părerea mea este că totuși nu suntem bine informați. Deci ce se întâmplă? În primul rând, nu știu, adică hotărâri de guvern, legi, ele sunt. Dar, adică respectarea lor lasă mult de dorit. Și în al doilea, cei care controlează cred că ori sunt prea puțini, ori cred că nu e un pericol mare pentru sănătate sau altceva. Dar dacă omul ar trebui să știe ce mănâncă. Și ce mâncăm noi când cumpărăm brânză? Cum credeți? De la magazin? De la... Nu, de la magazin ce cumpărăm, asta cumpărăm brânză de lapte, din lapte de vaci. Asta e mai mult ca precis. Nu, aici nu putem face nimic. Adică eu v-am spus, adică laptele se conservează prin diferite metode. Chiar și laptele uscat. Nu e un problemă. Da, dar ar trebui să spui că este lapte proaspăt din lapte uscat. Atât ar trebui să spui lucrul ăsta ca să iei, omul să iei informat. Fiindcă dacă nu știe, îl iei și nu e, el în primul rând tot are practică aceleași calități ca așa ăsta. În perioada de vară, când e de 3, de 4 ori mai mare cantitatea de lapte decât în perioada de iarnă. Clar, iarna încă mai mult vrei produsă lactate, fiindcă e ceva cald, e ceva care... Vara, legumele sunt, fructele sunt, diferite pomușoare... Ai cu ce compensa? Da, da, da. Ai cu ce completa și practic ai vrea numai o bucățică de brânză de care vrea o telemea sau altceva, adică brânză albe, brânzetori albe. Le tai cu bulețe, le dai pe răzătoare, care și cum se deprinde, mănâncă o salată grecească sau bulgară sau de-a noastră, așa cum e. Dar cașul merge și foarte bine merge cașul, de exemplu, este sunt alte lucruri. Ar trebui informat. Părerea mea este că trebuie informat mai bine, scrie cu niște litere acolo, că ne... Sunt lucruri care, las, compoziția chimică acolo, dar că e din lapte așa, sau că e așa, sau... Dar laptele când se cumpără de la producători, de la cei care au vaci, de obicei grăsimea e mult mai mare. Se vinde deja cu 1,5, cu 2,5, cu 3,5 grăsimea. Cum se degresează? Este un proces tehnic sau se adaugă apă? Sau cum se face așa că degresarea la tu? Nu. Laptele care lucru, o cumpărăm cu apă? Lucru e foarte simplu. Adică sunt separator de grăsimi. Deci nu se amestecă în două cu apă, cum zicam? Da, pentru că nu se amestecă. Invers. Grăsimea fiind mai ușoară, se strânge la mijloc, datorită forței centrifugale. Iar substanțele mai grele, să zicem laptele, proteina, apa, sunt mai grele decât grăsimea. Fug mai pe împărți și scot procentul de grăsime care este în plus. 35, 37, 28, eu știu care. O vacă bună dacă îl hrănești bine, adică nu trebuie să o hrănești numai cu șrot, ca să aibă o grăsime supra până aproape de 5. Că aceea nu e un lapte, adică calitativ, e un lapte tot într-un fel șfonat, adică eronat din punct de vedere biologic. E de grăsimea înapoi, dacă grăsimea mănânc, grăsimea de aia. De ce spaște pășune? Paște pășune, atunci e cel mai bun, fiindcă diverse ierburi mănânc. Acolo sunt și vitamine, organism, tot are, tot alt. Dacă nu hrănești și îi dai numai porție, faci alte lucruri. Toată lumea cu părere de rău la noi, adică nu se introduce, fiindcă trebuie să în afară de grăsime, care standard, să zicem, 35, ar trebui să fie și proteină. Tot se controlează și dacă nu are proteină, atunci îți faci o formulă și îi plătești mai puțin. Că nu numai grăsimea este bază. Factorul de bază, am înțeles. Da. Ani bune ați lucrat la conducerea Aquanord. Ce s-a întâmplat? Ce se mai întâmplă cu această, hai să spunem, întreprindere foarte importantă, strategică,
dar în care parcă se pare că au fost tot interese politici băgate, așa că până la urmă ea să fie falimentată, fie să ajungă la anumite așa, fie oameni să n-aibă salarii. Cum vedeți dumneavoastră situația? Ce s-a întâmplat? Și de ce a fost așa? După atâta vreme, după ce s-a întâmplat, adică mi-am pare foarte rău că la vremea respectivă, adică nici ministerul, nici agenția Apele Moldovei, care era direct responsabilă, era fondator. Eu am cerut de mai multe ori să fie intervent accesoriu. Până la urmă, doamna judecătoare acolo, eu primit odată sau de două ori pe reprezentanții agenției. Totuși, eu s-o cot că a fost un atac Raider. Mai mult ca precis, fiindcă nu putea să fie altceva și nu puteam întreprindere care, vreau să zic că, două să ne oprim mai târziu, adică care trebuia să fie scrisă prin regulamentul agenției sau ministerul sau cui, că este obiect de important strategic în alimentarea cu apă pentru țară. De fiecare dată când apelam, dar nu, că este, e de interes public. Adică apeductul Soroca Bălți, după calculele care au fost făcut studii de fezabilitate de o firmă olandeză, Aqua Project, mai mult de 700 de milioane de lei costă. Mai mult de 700 de milioane. Un obiect care încă a fost făcut studiu tehnic, asistenții tehnice a întreprinderii, unde 60 de ani, nici vorba, încă poate funcționa, fiindcă dacă va fi exploatat în condiții normale. De atâta noi eu am alergat atâta pentru ca să schimbăm pompele, adică care pompează apa de la fiecare stație de pompare, pentru să nu se mai întâmple pornit oprit de 3, 4 și 5 ori câteodată în zi, adică în 24 de ori, în care loviturile de berbec, motoarele, un șoc electric primesc, se magnetizează, lucrează în regim după aia care nu este economicos. Dar cine a făcut atacul ăsta Raider? Cine stă în spatele lui? Ce putem noi să zicem azi când au trecut atâta vreme? Adică era un lucru pentru judecătorul care a judecat situația, era un lucru clar că întreprinderea nu avea nicio vină în faptul că Rate Vestcom, o întreprindere care era în proces de faliment, era închisă, nu avea nicio datorie față de nimeni la momentul când o cerut de la noi, adică să ne declare faliment, că trebuia să-i dăm 1 milion de lei, cam aproximativ. Pentru ce? Ei aveau titlul executoriu, da, vă spun, aveau un titlu executoriu care era la executorul judecătoresc. Adică eu nu puteam, ca conducător de întreprindere, nici comitet asta, nici Consiliul de Administrare, nu putea nimeni să intervină în problemele executorului judecătoresc. El are, după gradul de prioritate, ce trebuie plătit întâi, ce a doilea, ce a treilea, ce a patra, ce a cincea și tot așa. Și așa și nimeni nu a intervenit. Adică am rămas eu singur, eu nefiind jurist de profesie, am avut, adică, juristul de la întreprindere, e ca un jurist, adică, când vine fondatorul, când vine statul, a cui e proprietatea, știi?
și atâta vreme se tergiversează, eu nici nu pot înțelege cum acționează legea insolvabilității. Cunoașteți ce se întâmplă acum la întreprinderi? Toată vremea cunoaștem, adică ce se întâmplă? Exploatează ceea ce este, adică, cum să vă spun, tariful trebuie exploatat, adică trebuie, în tarif sunt anumite categorii de lucrări, adică cheltuieli care trebuie făcute, nu numai pentru ca să procurăm clor, să plătim energie, să plătim salariu, trebuie să dezvoltăm întreprinderea, trebuie să ducem la capăt procesul de modernizare care nu a fost terminat, adică din proiectul care s-a oprit. Și cel mai important ce este, adică trebuie să avem și viitor. Că pentru viitor trebuie să lucrăm, în toată ziua trebuie să facem ceva nou. Ca într-o casă, ca într-o mașină, ca... Nu poți să leși așa la voie întâmplării. Păcat, eu niciodată n-am fost de acord că toată vremea aud. Întreprinderile de stat sunt neefective. Incorrect. Orice întreprindere poate fi și efectivă și neefectivă. Depinde de manager de interes. Depinde de cât este mare interes politicul. Trebuie de exploatat că trebuie să dăm apă, trebuie să dăm apă la bălt și gata, s-a terminat vorba. Fiindcă băltul reprezintă pentru dânsi ca politic o forță, pe vremurile cele era o forță care era loială guvernului sau policienilor care erau la conducere. Dar tarifele de azi cu care se vinde apa, de la sunt mari, sunt mici sau trebuie majoritate, cum credeți? Tarifele de apă trebuie să... Este regulamentul Agenției pentru Reglementare în Energetică. Totul e scris clar și corect. Totul se începe iarăși de la zero. Cine hotărăște întrebarea? Mai ales înainte, cine hotărăște întrebarea la soarta prețului la apă, în Soroca sau la Bălt? Niște consilieri. Eu am participat și la Bălt și la Soroca de mai multe ori, că mă uitam, băi, trebuie să ridicați prețul, fiindcă nu vă puteți acoperi cheltuielile. Găsiți voi altă modalitate să le acoperiți, înseamnă. Ori ajutați voi din partea primăriei, sau acolo trebuie de făcut anumite restructurări în sistemă, sau dacă toate lucrările astea sunt îndeplinite, dar nu sunt îndeplinite, trebuie să mărim tarif. Să măresc toate lucrările, toate că... Auzai din consiliere, cât vor 6 lei, le ajunge și 4. Cum poți să vorbim? Un consilier, niște oameni, adică eu nu vorbim despre lucruri, dar adică trebuie să vorbesc competența. Cu niște calcule concrete. Nu, da, trebuie să vorbesc competența, dar competența vorbește bazându-te pe niște lucruri care au niște formule. Formula îți dă un rezultat. Dar apropo, cum s-a ajuns ca direcția pe ducți canalizare, sau regia pe canal Soroca, care mai poți s-a transformat, să aibă datorii așa de mari pentru față de voi? Nu s-a doar de oameni achitau până la urmă apa. Oamenii achitau, dar vă spun, achitau atâta, se cheltuie mai mult, înțelegi? Pentru întreținere, pentru salariu, pentru impozite, pentru aceea, se cheltuie mai mult decât ei puteau plăti. Și pe vremea, a fost prima perioadă a fost o perioadă. Dar din 2011-2013 și odată cu, când am terminat reconstrucția, lucrurile erau clare ca bună ziua. Noi am început consumul de energie electrică e peste 50% din sinecost. Noi am început de la 2 kW pentru un metru cub de apă ajuns la consumator. Și am ajuns până, erau de acum până la 1,26 și trebuia încă de micșorat de la pompele astea noi, care au fost pus sistemul ăsta nou. Nu am mai obținut nimic, fiindcă s-a început reconstrucția și nu s-a terminat, adică până, nu s-a dus până la capăt anumite lucrări, dar trebuia să iei până la 1,1. Adică 900 de W la fiecare. Noi plăteam 1.700.000, adică cheltuiam 1.700.000 de kW.
Și am ajuns să cheltuiem 1 milion, când am vindem aproape 700, 800, 900 de mii de metri cubi pe lună. Asta este problema. Legea insolvabilității, asta eu să cot că trebuie precautat și urgent, fiindcă dacă se încalcă, trebuie de întrebat ce ne încalcă. Se încalcă termenii, se încalcă sau dacă nu, nu poate să-i întreprinde 6 ani la insolvabilitate. 2 ani și ceva, practic, sau 1 an și ceva, s-a făcut un plan care nu știu cine a fost coordonat, cu oameni care bune intenții au, dar poate nu cunosc în materie multe lucruri care trebuie. Dar se vorbea despre crearea unui operator interregional. Da. Ce părere aveți? Ar fost o soluție asta sau nu? Atunci, înainte de luna octombrie, când a fost depus cererea ca să fie declarat la insolvabil, la Bălți au fost 3 ședințe despre crearea operării. Toată lumea era de acord, adică toate consiliile raionale, toate consiliile orășănești, inclusiv și Soroca, au dat consențământul pentru crearea operatorului regional. Pentru ce ne trebuie? În Soroca avem o administrare jos, o administrare sus. Eu de 2 ori am scris la ministru la vremea mea ca să facem lucrările. Ca să le unim. Nu este bine. Nu interes politic e cel mai mare. Că trebuie să iei la Soroca, ceea trebuie să iei la Bălți. E oricât rău unde trebuie să iei. Trebuie de da și de terminat, fiindcă așa o întreprindere. Când eu am venit, era 200 și ceva de oameni pe listă care trebuia. Eu am primit 110. Adică în jumătate, practic, din fost personal la întreprindere. Și am lucrat bine, mersi. Acum, eu știu, sunt 103, poate mai puțin, poate mai mult, eu nu știu cum. Dar operatorul regional este, dar irigarea, în privința irigării nu se face un pas. Noi vedem ce veri avem. Avem niște perioade când mare, da. E stringent nevoie pentru o udare, 2-3. Udarea pe picurare, mai ales. Udarea pe picurare. Apa este perfectă pentru... În Bayer, firma asta nemțească, a făcut analizele la apă, la tot, fiindcă era vorbe că ei cu clor și noi nu știm, pe urmă, apa nu are seruri, nu are... E o apă perfectă pentru irigare. E o apă perfectă, dicta apele din adâncime, asta e. Și aici sunt posibilități, încă 70-100 de mii de metri cubi în fiecare zi s-ar putea de folosit. Când este nevoie, când nu e nevoie, nu ne trebuie. Am vrut să ne oprim și la un capitol aparte, omul și cetățeanul Tudor Panici, anii 90, Renașterea Națională. Cum vă prins și de care parte a baricadei erați? De care parte erați? Cu cine erați atunci? Noi eram cu, adică, toată vremea, eu n-am înțeles toată vremea când spune perestroica lui Gorbaceanu, eu nu înțelegeam. Spunea că adică trebuie să te restructurez. Ce să mă restructurez? Să aibă tot așa date economice sau fiecare la locul lui de lucru să aibă răspundere, să aibă. N-am înțeles. Dar politica toată vremea, cum? Nu poți trăiești fără ca să nu ai o părere, ca să nu ai o... Am fost în Piața Mare a Adunării Naționale când s-a declarat independența. Mulți acolo zic că n-au vrut să-mi scot pe cineva din undeva, dar au fost alte probleme. Am declarat că cândva în viitor unirea cu România, adică împreună cu un ziarul care era mai înainte, undeva este. Nu știu, cred că e fiind Zuc, știi, eu nu mai țin minte. Adică eu țin minte, dar n-am păstrat.
ce presiuni, toată lumea are presiuni, fiindcă eu ca conducător, atunci când eram la fabrică de lapte, 50% aportenea furnizorilor de materie primă. Și tot îmi spuneau, în două zile facem alt concurs pentru suplinirea funcției de direct. Asta nu tare mă speria, dar totul n-am știut cum. Sunt probleme. N-am avut nicio... Adică am fost consecvent în lucrurile astea. Am toate lucrurile, le-am făcut pe cinste. N-am căutat posibilitatea să-mi fac piese în România, n-am căutat. Adică să am ceva personal din ceea ce... Fiecare trebuie să facă soarta lui, adică nu trebuie să îmblăm. Avem noi, putem câștiga cum au repatriere, blau, băi, fratelor, eu niciodată. Eu n-am fost odată cu vânzări prin Polonia, prin Jugoslavia, prin România, prin... n-am fost niciodată. Noi am vândut în 90-91, avem o groază de brânzeturi aici la întreprindere. Vindeam în 92, noi am vândut aproape tot anul câte o tonă pe zi de brânzeturi, din lucrători întreprinderi. Mergeau în aveta o săptămână, îi schimbam prin orașele mari. Adică cu hârtie, cu lege, aduceam banii acasă, îi dădeam în contabilitate. Era o groază de lapte și animalele știau, spunea, nu ne tăieți, că... Vedeți, e ca și fără conducere, dar tot una dăm lapte. Era foarte mult lapte, foarte. Apropo, cum a dispărut zootehnia? A fost un interes ca cuiva sau până la urmă a fost o lipsă de responsabilitate? Nu numai un interes. Eu gândesc că cel mai important este zootehnia a fost impusă și era un lucru care, adică, nu te duci cu mare bucurie la prășet, când e soare. Și niște animale ca să le ții, poate nu trebuiau ferme așa de mari, știi? Dar nu s-a păstrat, nu, a fost o vreme, dă să împărtăm, să împărtătăm, cum la căinari. Bine că lumea a luat animale. Căinarul, să zicem așa, e cel mai mare furnizor la noi în raion de lapte și acum. Adică iau puncte de colectare, au toate astea. E cel mai mare furnizor. Și altele, și altele. Alții au împărțăvat cele, le-au vândut, le-au dat, dar alții nu mă așteptau. Din fermă au luat câte un cotireț, câte o fereastră, câte o bucată de ardezi. Dar nu... Adică când se construiește, câte o bucățică aduci și-i bine. Dar când desfaci ceva și fiecare ia câte o bucățică, nu o poți, n-o poți pune la nimic. Și n-are nimic de câștigat. Nu. O dus-o acasă, o lăsat-o acolo, o scos-o la acolo trei ardezi sau câte i s-o cuvenit, o scos o fereastră. I-am văzut la Stoicani, am intrat cu Zilu, mașini de astea care băteau o lucinetă de beton. Băi, de ce strici mașina, băi? E, dar să-mi iau asta ca, nu știu ce-i să faci cu bucata aceea de beton. Nu a fost privatizarea făcut tot corect după mine. Trebuia totul altceva de... Nu știu, nu sunt eu. A fost o surpriză pentru mulți că Tudor Panici, care noi știam că era român, pro-democrat, să fie candidat din partea Partidului Comuniștilor la primărie și mai apoi în Consiliu la PCRM. Cum s-a întâmplat atunci? Cum ați ajuns la comuniști? S-a întâmplat, era, eu m-am dus de Dorin Fotnă cu Surdu, Serghei, da. Fost prefect de Suroc. Da, eu l-am respectat pe dânsul și el îmi zice, dacă eu, fiindcă eu nu eram diletant chiar, adică el îmi zice, dacă eu vin la conducere, adică o să conlucrăm. Pentru că dacă nu a fost așa, primăria cu pălăria, Consiliul Raional cu două pălării. Nu-i conlucrare. Atunci nimic nu merge.
fiindcă mai multe lucruri s-a. De ce am fost atunci? Eram în tare, așa. Eu nici n-am fost gătit, asta a fost spontan, fiindcă era alt candidatur, era și între dânsii la partid, acolo au fost probleme cu două candidaturi din partea lor, după ce s-a terminat prima, a doua. Eu am trecut așa cum am trecut, mulțumesc celor care, bineînțeles, care au avut încredere în mine, dar se putea de făcut alte lucruri, se putea de făcut cu totul alte lucruri. Bine, eu am mers pe listele lor, fiindcă mă simțeam că n-am chiar și în Consiliu cât am fost acolo, adică nu i-am făcut probleme nemărui de ordin politic sau... Eu înțeleg că... Dar nu erați cu secerea și ciocanul în suflet? Sunteți comunist cu viață? Nu pot să zic, eu știu și lucrurile astea sunt niște lucruri, dacă eu aș vrea să-i văd pe cei care secerea și ciocanul, cât ei poate erau chiar cu secerea și ciocanul. Da, eu am fost în... Nu pot să nu zic că am fost membru a Partidului Comunist. Eu am venit aici la Soroca, când am venit aici la Soroca ca în calitate de director, eu nu aveam nicio treabă. Din Consomol, în șase, nu aveam 33 de ani aveam, când am venit aici ca director. Din Consomol, în șase, în alt partid nu intrasem. Și când la o adunare de partid, a venit reprezentantul de la Comitetul Raional, Idiom n-o să brane, dar eu zic, băi, eu nu mă duc, eu zic, nu sunt membru, știi, că aveau discutat o poruncă, ceva acolo, o scrisoare care e închisă sau ceva. Când s-au aflat despre asta, nu s-a mai făcut adunarea. S-au dus pe dimineața, la poartă, paznicul zice, așteaptă aici că te sună, cineva te sună, știi? Aștept ministrul, știi? Fiodor, tu nu ești comunist? Zic, nu. Zice, măi, e mare beleaua. Și... Ciocoi, Gheorghe Stepan. Apropo, a fost un om care, el a fost, dar a fost un om, eu nu știu dacă să-i socotim că în perioada aceea a fost el comunist, între aceea nu a fost comunist, în celălalt. Omul trebuie socotit după fapte, după lucruri care ce lasă în urmă lui, și după sinceritate. Am înțeles. Și la după sinceritate. Dacă nu-i sinceritate, asta se numește cu totul altceva, își face un image acolo, pentru că, dar până la urmă, tot se descoperă. La final, vreau să întreb dacă spre ce se îndreaptă acum Republica Moldova și ce se întâmplă acum cu Republica Moldova? Aprobați, nu aprobați? Cum vedeți dumneavoastră situația? Deci, eu să cot că nicio guvernare nu a fost care, adică are și lucruri bune și lucruri rele. Lucruri rele trebuie recunoscute și văd că se recunosc, adică mai schimbă de ministri și prim-ministru și alte. Alt drum noi nu avem și trebuie de înfăptuit. Păcat este că în echipă încă sunt oameni care nu se... încă au alte și alte interese, așa, după cum eu înțeleg. Aveți în vedere în echipa garniturii guvernamentale, da? Da. Fiindcă și trebuie de... Eu înțeleg că numai la noi neamul meu, dacă e din partidul meu, înseamnă că ești pe cal. Dar dacă nu ești din partidul meu, tu nu poți...
Nu e bine când, mai ales cadrele cresc foarte greu. Cadre care muncesc pe ministere, pe unde n-ar fi, știi cum. Îți primesc niște hotărâri de guvern, vine altă conducere, altă ori hotărâre. Păi mai prifă-o, mai... Dar las-o, știi, că... Nu gândesc că toate hotărârile de guvern au numai tentă politică. Adică tenta politică este să facem viața mai bună, să creștem economie, ca fiecare om să simtă că are încredere în ziua de mâine. Am înțeles. Vă mulțumim. Asta e cel mai important după mine, știi. Mulțumim pentru participare, mulțumim că ați răspuns la întrebări și numai bine vă dorim. Mulțumim și voi că ați fost alături de noi. O zi frumoasă aveți!